Astăzi, la primăria Turnu Severin, primul viceprimar al municipiului de după 22 decembrie 1989, a purtat o discuție cu actualul viceprimar al municipiului, Liviu Nicolicea. Astfel, evenimentele de la Revoluție, perioada de după, amintiri atât plăcute cât și mai puțin plăcute, măsurile ce au fost luate au fost pe scurt amintite chiar în fața camerei de luat vederi. Dacă vrei de la primărie mai mult decât e în atribuțiile ei, nu poți să rezolvi nimic. Uite, de-aia l-am invitat pe domnul viceprimar, e primul viceprimar, nu? Primul viceprimar primul. După momentul 22 decembrie. Da, după ce pe unei și alte povești pentru, de istorie pentru copii ăștia. V-au rămas proiecte, ați avut niște proiecte la timpul respectiv. Nu le-a spus la îndeplinire pe toate, că știu că au fost destul. Le împărtășiți și nouă ca să... În general vorbesc, nu acum, că nu ați venit pregătit pentru așa ceva, dar zic, vă așteptăm să ne... Temele noastre... Să ne mai dați câteva idei peste care s-a trecut, eu știu, cu ușurință, pentru că unele au fost idealurile Revoluției și altele sunt realitățile, după principiu că puține am fost, mulți am rămas, nu? Nu, eu concretizez. Cam așa a fost. Dacă tânărul ar fi trăit... și era colegul mine pe vremea avea aia, ani, să fie sănătos, ar fi fost încântat. Și a participat, să știți, la evenimentele din București. Pentru că în alături de mine. În 90, legislația nu era clară. Era așteptat o nouă legislație. Și atunci noi am luat ca primărie și măsuri sociale. Eu ce am putut să fac? A scos din beciuri, din subsoluri, din mizerie, foarte mulți bătrâni și oameni necăjiți, care aveau conform Constituției drepturi și am băgat în apartamente blocate cu bună intenție de niște persoane rău intenționate de la Combinatul Chimic și Termo care aveau prioritate. Mai pe românește, am găsit ținute pentru relații, pentru șpăci, pentru chestii, 164 de apartamente, care le-am împărțit în ordinea listelor de pe la sindicat, la vagoane, la mină, la cutare, întreprinderi care atunci erau vii, erau active și cu multe probleme sociale. Ingineri cu 4 copii, cu 3 copii am băgat în apartament, chestii de astea am băgat și pensionari care stăteau în beci. Am putut să fac lucruri umane și am mai dat și vreo 1900 de butelii, lucruri pozitive. Le-am dat la oameni și am avut o chestie dură, când odată la coadă la butelie, că eu nu-mi place să o iau în spate, a venit un bătrân și mi-a sărutat mâna. Băi, tată, ce-i? Nu ți-e bine? Zic, domnul inginer, că nu știu cum să zică, că eu nu aveam pretenția că sunt vice. Domnul primar, păi mă tale m-ai scos din mormânt. Îl scosesem dintr-un beci, unde locuia de vreo 10-12 ani cu soția, n-avea lumină, n-avea nimic. Avea gurile de canal pe holul unde locuia. Și eu i-am dat apartament, etajul 1, două camere, la blocurile din CET, unde am stat și mulți ani. Chestia asta mi-a fost suficient. M-a uns pe inimă, știi? Deci am putut să fac multe reparații sociale pentru că era de unde. Acum conjunctura e totul altă. Întreprinderea a dispărut, bani de la buget pentru primărie nu prea vin pentru că dacă economia e cum e, banii sunt rămuiți, sunt influențați politic și de multe ori se varsă într-o direcție sau alta care nu e de acord sau în consens cu cei care conduc primăria. Aia care vin mai sunt înjumătățiți de unii care și așa gândesc că trebuie să comportamentul lor să fie gen 50-50. La ce s-o referi chestia asta când spui că un individ, de exemplu, este supranumit 50-50? Pentru mine care sunt băiat de militar... Asta ați dori la Revoluție, domnul... Nu, eu sunt băiat de militar și spun ce sunt naționaliști, sunt români. Mulți care au venit și chipurile coordonează viața socială în România, nu se comportă ca român. Nu se comportă, nu? Dar cum se comportă? Eu zic că se comportă sunt, ca niște jefuitori, exact, nu? Exact. Sunt orientați numai naționalitate, numai de Sfântul Bani, n-au mamă, n-au tată.